Conducerea Complexului Muzeal Neamț a decis programul de vizitare a muzeelor din Roman și a celor din județ în perioada prepascală și pascală. Cei care vor să-și petreacă timpul într-un muzeu trebuie să cunoască acest program în detaliu. Astăzi este program normal pentru public, adică între orele 10-18. Vineri, de asemenea, program normal, iar sâmbătă 30 aprilie, programul cu publicul va fi între orele 10-13. În prima și a doua zi de Paște, muzeele din Roma vor fi închise, urmând a-și relua programul normal din 3 mai. Duminică 1 mai și sărbătoarea Sfintelor Paști va fi închis la toate muzeele. Luni 2 mai, de asemenea, este închis pentru că lunea de obicei este zi liberă la muzee, în programul cu publicul, iar de marți va fi deschis după un program normal, 10-18. Toate muzeele dispun de expoziția de bază. La Muzeul de Artă există și expoziția temporară, salonul de primăvară. Două unități din județ, respectiv Casa Memorială Ion Creangă de la Humulești și Cetatea Neamțului, vor avea programe diferite. La nivel de județ, muzeele vor avea același program, cu două excepții, Cetatea Neamț și Casa Memorială Ion Creangă, care vor fi deschise inclusiv în ziua de 1 mai, între 13 și 18, iar pe 2 mai între 10 și 18. Muzeografii nemțeni sunt încredințați că mulți dintre cei care vin acasă de sărbători vor dori să-și petreacă timpul și într-un muzeu, căci aceasta este rațiunea pentru care muzeele sunt deschise, pentru a fi la dispoziția celor dornici să-și completeze cultura generală.